familia mea nu este mare, sunt doar șapte, suntem doar șapte inși, eu, mama, sora mea și copiii noștri, al meu și cei trei nepoți. Deci suntem șapte inși. De când m-am întors la Domnul, zicea Domnului decât un singur lucru, să păstreze mântuirea și să mă pot ruga pentru mântuirea familiei mele. Nu există altceva mai scump pe lumea asta pentru mine, la ora actuală, decât mântuirea familiei mele. Pentru că am simțit, am gustat din Dumnezeu și știu ce bun este și știu ce înseamnă să fii copil de Dumnezeu. Pentru noi, pentru toată familia noastră, mama este punctul nostru de referință. Este persoana în care ne învârtim cu toții. A știe fiecare temperatură care am avut-o noi, copiii noștri, fiecare notă la școală. Deci nu există moment din viața noastră care mama să nu știe. Este implicată cu copii. De aceea, pentru mine, ce s-a întâmplat cu mama, nu numai pentru mine a fost, pentru toată familia. Dumnezeu știe cum să lucreze. De 4 ani mă rog pentru mântuirea familiei mele și Dumnezeu, într-o zi, a hotărât pentru mama sa să treacă prin acel AVC. A fost foarte grav. 18 ore a stat în agonie, a fost legată de mâini și de picioare. Nu știam, dar a fost între viață și moarte. Atunci, în momentele alea, am venit la biserică disperată și l-am rugat pe fratele Mircea să ne rugăm cu biserica, dar am spus, frate, nu mai am răbdare să se termine 2 ore până la sfârșit rugăciunea, și, pentru că știam că de obicei rugăciunile de cauză se fac la sfârșit. Și am zis, vreau acum, pentru că mama deja de 18 ore este în agonia asta, era vânătă la mâini, la picioare, și zic, nu mai am răbdare, am știut că Dumnezeu lucrează. Și am văzut atunci, frații și surorile, vă spun, dacă există vreun moment în viața mea când am fost mai fericită că sunt pocăit, a fost în joia aceea, 5 octombrie, când am văzut frații și surorile cum s-au rugat pentru mine. Și am știut că Dumnezeu ascultă rugăciunea așa cum a ascultat-o și în seara aceasta. Și știu că sora noastră de așa va veni și va face mărturie. Eu voi face mărturie în locul mamei mele până când va veni momentul să vină ea aici, pentru că știu că va veni aici. În ziua aceea, când am primit telefon de acasă că mama este în stare aia la spital, toată familia era distrusă. Dumnezeu a lovit în mama pentru că știa că lovește noi toți. Toți, copiii și nepoții, toți eram fără cuvinte. Am primit un telefon, am sunat imediat când am auzit că mama este în stare aia. Recunosc, trebuia întâi să mă pun pe genunchi, dar am simțit nevoia să sun frați și surori. Și am sunat familie dragi mie, am sunat multe persoane de aici cărora vreau să le mulțumesc pentru că au plâns cu mine la telefon, s-au așezat împreună cu mine, s-au rugat pentru mine. Am simțit ce înseamnă să fii copil de Dumnezeu. Am primit un telefon de la unul din frați și mi-a spus, soră, mi-am rugat pentru mama și Dumnezeu mi-a dat cuvântul ăsta. Și am știut că nu se va întâmpla nimic cu ea. Iov 33:28. Dumnezeu mi-a izbăvit sufletul ca să nu intre în groapă. Și viața mea vede lumina. Iată, acestea le face Dumnezeu de 2 ori, de 3 ori omul, de 3 ori omului, ca să ridice din groapă, ca să lumineze cu lumina celor vii. Ia aminte, Iov, și ascultă-mă, taci și voi vorbi. Dacă ai ceva de spus, răspunde. Vorbește, căci aș vrea să-ți dau dreptate. Dacă n-ai nimic de zis, ascultă-mă, taci și te voi învăța înțelepciunea. Am știut, deși eram disperat, am știut că asta este un cuvânt din partea lui Dumnezeu și că mama nu va muri. Iar în timp ce eu mă rugam pentru ea, am avut o viziune că era, cum e imaginea, cum te uiți așa în față, era ceva, imaginea era împărțită în două. În partea stângă era întuneric, în partea dreaptă era lumină. În partea dreaptă era viața, în partea stângă era moartea. Iar mama mea, în mijlocul acestei imagini, era o linie, ca o ușă, și acolo undeva stătea, nu știu dacă era Dumnezeu, era cineva divin, era Dumnezeu Iisus, nu știu, un înger, nu știu. Știu că acolo stătea și era cu niște fanioane în mână, un roșu, un galb, un verde. În momentul în care cineva ieșea din viață, urma să moară, și trecea de ușa aceea, ajungea la ușă, se ridica steagul verde, să se deschidă ușa și persoana să treacă din viață. Să treacă din viață la moarte. Deci acolo unde trecea din lumină, la întuneric, era moartea și nu era nimic, nu se vedea nimic decât întuneric, negru, moarte. Și atunci, la un moment dat, a venit rândul mamei mele, care ea, când a ajuns la ușă, s-a ridicat acest steag roșu,
s-a lăsat în jos și s-a închis ușa mamei în față. Și a spus, întoarce-te înapoi că nu ești pregătită să pleci din lumea asta. Dacă pleci acum, nu vei fi mântuită și nu vei ajunge la mine. Întoarce-te înapoi în lume că nu ești pregătită. Și întoarcerea ei, Dumnezeu era ceva de genul, întoarce-te înapoi unde este un spital, cum ajungem în spital și doctorul nu ne dă voie să ieșim decât când el este sigur că suntem în afara pericolului. Așa a fost cu mama. Și am știut că nu se va întâmpla nimic. A lucrat Dumnezeu, astăzi îi dau slavă, îi mulțumesc, pentru că a atins sufletele la toată familia noastră. Copilul meu are o mărturie care o să o las să o spună în el la timpul potrivit. Sora mea este schimbată, toată familia mea. Deci Dumnezeu lucrează și am vrut să nu trec ușor peste această mărturie cum Dumnezeu a salvat viața mamei. Rugămintea mea de acum este ca zilele care Domnul i le-a dat să-L slujească pe el și să se mântuiască. Sub crucea ta, Doamne Iisuse, vreau să rămân pe veci plecat, să plâng viața mea trecută și amarul negrului păcat. Sub crucea ta, sub crucea ta, eu pace she.